Distinse domnule senator, distinse domnule primar, este plăcut, este emoționant să vorbești într-un context festiv așa de ales prelejuit de sărbătorirea zilelor orașului Răcari. Faptul că prologul acestor manifestări festive a început aici, în patria lui Ion Ghica, în acest parc leagăn de vis și de creație al ilustrului nostru înaintaș, mă face să fiu fericit. Este și motivul pentru care doresc ca locuțiunea mea să reprezinte un cal de rogiu, un imn acestui om care a împodobit cultura și știința românească cu o pagină de glorie. Fericit a fost și Ion Ghica, fericit că s-a născut într-un secol nou, cum mă numea el, ce când am înțeles eu lumea, omenirea intra într-un secol nou, secolul al XIX-lea, secol care, grație geniul creator uman, a dat râurilor, mărilor și oceanele vapoarelor, a înzestrat continentele cu drum de fier, a creat fotografia, telegrafia, secol care prin mecanică și chimie a însutit și a mit producția, ridicându-l pe om foarte important din asuprire și robie spre demnitate și libertate. Ion Ghica avea gândiri liberale în sensul cel mai frumos și mai patriotic al cuvântului. El ne-a lăsat o moștenire culturală uriașă, dar nu pot și cred că sunt la sentimentul dumneavoastră, să nu simt un înfiorare când astăzi, în această clipă, poate fiecare fir de iarbă, fiecare copac secular, că în acest par mai sunt, din fericire, copaci seculari, fiecare piatră, fiecare cărare, conacul acela care e reconstrucție, această sfântă capelă unde își doarme somnul de veci, ne mai amintește cu înfiorare că aici, cândva, acum două secole, a trăit un om. Ne-a lăsat, ca profesor de literatură, o operă fundamentală, celebra sa lucrare, scrisor către Vasile Alexandrii, în care prezintă în mod caleidoscopic societatea românească în toate aspectele ei. Nu a fost domeniul al vieții sociale, politice, culturale, economice, etc., în care Ion Ghica să nu fi spus cuvântul. Iată de ce spun că astăzi trebuie să reînclinim în fața sa. Ca slujitor a școlii, nu pot să nu-mi aduc aminte că scrisurile sale evocă și școala românească, așa cum a fost ea, în școala acum 150 de ani și dascăl greci și dascăl români, într-un limbaj pitoresc, plin de culoare, amestec de poezie, de limbă românească și grecească, scriitorul ne poartă în acea lume a școlii de odinioară. Zice, iubite, amice, îți mai aduce aminte de vremea cea frumoasă, chind un dascalos gregos, înarmat cu verga grosa, paradosa faleros, predea clar, aritmeticii, gramaticii, istoricii, ab, edop, echi, de aici până acolo, arătând limita acelei școli, dar și bogăția școlii, acelei școli, care prin dascăl greci la început și prin dascăl român, după aceea, a ridicat această nație spre progres și civilizație. Sigur că ar fi mai mult de vorbit, mă opresc aici și reiterez și astăzi un ideal al meu, spunând că cred că astăzi nu pretutindere există, că peste tot ar trebui să fie în această țară o statuie, o statuietă, un bazorelief sau un monument slăvit, care să prezinte turnat în bronz sau cioplit în marmură și piatră, chipul de granit al acestui brav înaintaș al nostru, ca ori de câte ori vom trece, să ne oprim o clipă, să privim cu admirație, să ne înclinăm cu respect și să rostim poate cele mai dulci, cele mai frumoase cuvinte ce au fost spuse vreodată pe lume. Laudă lui Ion Ghica, laudă prozei,
memorialistice românești. Vă mulțumesc foarte mult! Anul acesta, pe 24 mai, am avut o zi deosebită. Am răspuns cu mare plăcere invitație unui coleg și prieten, îmi place să spun, este vorba despre președintele organizației PNL Argeș, domnul Adrian Miuțescu, care organiza la Florica, leagănul liberalismului, reședința familiei Brătianu, și de atunci ne-am propus să creăm un arc în timp, peste timp, în spațiu, astfel încât cele două familii care, așa cum spune cartea de istorie, aparțineau familiei liberale, să ducem mai departe gândurile acestor familii, gândurile înaintașilor noștri, și astăzi aici, lângă noi, se află Adrian Miuțescu, președintele Partidului Național Liberal, Organizația Argeș. Domnule președinte, vă rog. Sărumâinile, bună ziua, domnule primar, doamnelor, domnilor, stimați invitați, dragi colegi liberali. În primul rând încerc scuze că am întârziat puțin pentru că am ajuns greu aici. Dar ajungând, am trecut pe lângă Florica. Ieșind din Pitești, pe drumul spre București, intri în localitatea Ștefănești, un orășel din marginea municipiului Pitești, unde cei care au fost, și domnul primar știe că, așa cum am amintit, pe 24 mai am organizat ziua partidului la Florica, mergând lăsați-l că mă descurc, nu era nevoie, mulțumesc, mergând, venind încoace, am trecut pe lângă Florica. Cei care ați fost la Florica știți că avem bucuria ca ansamblu, care acum este un ansamblu cultural la Florica, să fie încă bine întreținut. Să fie Vila Florica încă funcțională ca centru cultural. Biserica și capela Brătienilor este într-o stare bună, ca să nu zic foarte bună. Ceea ce văd astăzi aici, vă mărturisesc că mă întristează și reprezintă un argument să venim mai des aici. Și sper că, având și un primar liberal aici, împreună cu cei care astăzi, îl văd și pe domnul senator astăzi aici, vom începe aniversarea centenarului Marii Uniri, să găsim soluții și să găsim fonduri pentru a reface acest ansamblu și aici de la Răcari, pentru că eu cred că istoria nu este a liberalilor sau altora, este istoria noastră a tuturor, este istoria României și nu trebuie să uităm pe cei care au contribuit la o Românie modernă, la România mare și la tot ceea ce au făcut pentru noi și pentru viitorul României. Vă spun de asemenea că sunt emoționat că mă găsesc astăzi aici, nu numai pentru că sunt prieten și coleg cu domnul primar Caravețeanu, ci pentru că simt că într-adevăr între Florica și aici se poate realiza un arc în timp și noi, cei de la Argeș, putem ajuta și sprijini ceea ce cred că trebuie făcut aici la dumneavoastră în Dâmbovița. Sper ca, cum spuneam, ca să se găsească fonduri și posibilitatea pentru ca tot ceea ce se face aici să arate așa cum a fost odată și să onorăm cum se cuvine ceea ce Ion Ghica a făcut pentru România. Eu vă mulțumesc, domnule primar, pentru că m-ați invitat, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să veniți astăzi aici și sper să ne dea Dumnezeu înțelepciune să facem ceea ce trebuie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, vă invidiez pentru mai multe lucruri, dar în principal vă invidiez că, într-adevăr, la Florica
este cu totul și cu totul altceva. Din fericire am putea spune că și la Ghirgan, la domeniul Ghica, s-a intrat de câțiva ani pe un făgaș normal, un făgaș normal al reconstrucției și al reparației istorice și materiale, dar acest lucru se face la acest moment exclusiv cu efortul familiei Ghica. S-au făcut pași mici, dar importanți și sunt convins că în următoarea perioadă de timp, cu rezerve că atunci când vom sărbători centenarul se va schimba radical, dar în următorii ani, cu siguranță, familia Ghica își va îndrepta atenția mai mult asupra domeniului Ghica. Astăzi, în discuțiile cu domnul senator, am abordat și acest subiect și sunt convins că și din postura dumneavoastră și din postura domniei sale poate reușim să dăm o mână de ajutor a ceea ce înseamnă istorie la Ghirgan, istorie în orașul Răcari. Dacă tot am pomenit cuvântul istorie, directorul școlii, noul director al școlii Brăcărene, urmașul domnului profesor Livede, tot profesor de istorie, pe care o să-l rog în același timbru, în același domeniu, să ne spună câteva cuvinte. Domnule director, vă rog. Ion Ghica este una dintre personalitățile marcante care a contribuit în mod categoric la geneza României moderne și a sistemului său liberal de guvernământ. Viitorul om politic și diplomat în aceeași măsură s-a bucurat de o educație aleasă, însușită încă din familie. Să nu uităm că printre rudele sale se numărau familiile Câmpineanu, Văcărescu, Filipescu, Dudescu sau Grădișteanu, toate acestea jucând un rol însemnat în istoria românilor. De ce Ion Ghica? De ce astăzi de ziua orașului Răcari? Pentru că istoria acestor locuri este indisolubil legată de această mare personalitate a secolului al XIX-lea. Ne aflăm astăzi pe moșia în care Ion Ghica a trăit o bună parte din viață. Aici își doarme somnul de veci, în capela moșiei, alături de cea care a fost soție Alexandrina Ghica. Pentru răcăreni, moștenirea lui Ghica este foarte importantă. Este un element de mândrie locală și în același timp este un îndemn, dar și o obligație pentru această comunitate. Virtutea, iubirea de țară, respectul pentru valorile statului de drept și lupta aplică pentru dezvoltare sunt însușite de elevii răcăreni plecând de la moștenirea lăsată de Ion Ghica. Ce model mai bun să folosești pentru a insufla tinerei generații idealul libertății decât cel lăsat de Ion Ghica, care considera că munca, în special munca pe care tu o depui individual, reprezintă drumul către un progres și către dezvoltarea societății, a comunității în care trăiești. Ion Ghica a afirmat că o societate liberală nu poate fi fundamentată decât prin intermediul unui sistem educațional performant și adaptat nevoilor generale ale națiunii. Libertatea, spunea el, este exigentă și capricioasă, voiește să fie înțeleasă, apreciată și iubită, iar educația face să se transfere cu adevărat simțul justiției și dreapta apreciere a intereselor. Suntem strâns legați de moștenirea lăsată de Ion Ghica. Suntem datori să ducem mai departe moștenirea lăsată de Ion Ghica. Și asta este ceea ce facem noi cu tânăra generație în cadrul liceului teoretic Ion Ghica Răcari. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, și la final o să dau cuvântul unui tânăr, unei fete, unei fetițe care este foarte implicată în tot ceea ce înseamnă activitatea școlară și, nu în ultimul rând, activitatea istorică. Ceva vreme în urmă, când mă gândeam la un desfășurător, vreau să aud și din partea unui copil ce simte atunci când rostește cuvântul Ghirgan, ce simte atunci când rostește cuvântul Răcari. Cătălina, te rog. Să lași emoțiile acolo, vii decât tu singur. Bună ziua! Mă numesc Cătălina, Cătălina Dobre, și locuiesc în orașul Răcari, județul Dâmbovița. Răcari, un oraș mic și poate nesemnificativ pentru unii, dar care pentru mine înseamnă foarte mult. Înseamnă familie, înseamnă acasă, înseamnă oameni buni și gospodari. Și nu în ultimul rând, înseamnă cultură și istorie. Răcariul este orașul din a cărei istorie face parte Ion Ghica,
un prim-ministru de apreciat pentru români, excelent matematician și economist totodată, un prieten adevărat pentru Cea Rosetti, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu și un bun corespondent și confident pentru Vasile Alexandrii. Cu toate aceste trei personalități și firește în egală măsură cu poetul Lăcrămioarelor, Ion Ghica a împărtășit idealul libertății, ideal care a stat ca pilastru al templului său politic. O concepție a libertății pe care Ion Ghica, departe de a o fetișiza, o analizează cu atenție și deconstruiește acele elemente ale puterii, egoismului, anomiei, anarhiei, care pot îmbrăca caftanul libertății, fără a fi însăși libertatea, iar uneori fiind chiar o mascaradă a acesteia. Ion Ghica înțelege foarte bine că a construi o societate liberă este cea mai dificilă întreprindere umană, pentru că edificiul unei asemenea societăți nu poate fi fundamentat decât prin intermediul unui sistem educațional performant și adaptat nevoilor generale. Libertatea este exigentă și capricioasă, voiește să fie înțeleasă, apreciată și iubită, iar educația face să transforme cu adevărat simțul justiției și dreptă apreciere a intereselor. Sunt elev în clasa a 12-a, la liceul ce-i poartă numele, Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari, și spun asta cu mândrie. Poate în urmă cu 3 ani aveam mici dubii în ceea ce privește calea pe care aveam să urmez, însă acum constat că nu puteam face o alegere mai bună. Sau poate mă înșel. Puteam face o alegere mai bună, dar în niciun caz mai potrivită pentru mine. Pentru că aici este locul unde duce mai departe viziunea acestui ilustru diplomat. Aici este locul unde creștem și ne dezvoltăm pe baza principiului că orice idee sau opinie trebuie susținută cu tărie, atât prin fapte cât și prin cuvinte, căci astfel totul e în zadar. Aceasta este mentalitatea cu care profesorii doresc să tratăm viața, iar asupra fiecărui elev al liceului, această ideologie și-a lăsat amprenta. Pentru mine este o onoare să fac parte din elevii ce ești pe poarta liceului și în același timp este de datoria mea să duc mai departe numele acestuia și al întregii comunități. Doresc din toate puterile inimii și spiritului meu ca oamenii onești și învățați să se grupeze în jurul ideilor celor bune și raționale, să le susție cu tărie și să le propage prin cuvânt, prin scrieri și prin fapte, căci numai astfel s-ar putea forma conștiința poporului, singurul frâu ce poate opri pe guvernanți de a se abate de la prescripțiunile adevăratelor principii și a nu lăsa loc la credințe greșite și stricate prin ură și prin patii. Acestea sunt cuvintele lui Ion Ghica, după care noi ne ghidăm. Vă mulțumesc pentru atenție! Eram convins că ne face o surpriză plăcută cu discursul tău. Îți mulțumesc încă o dată, Cătălina. Dragilor, am ajuns la finalul primei părți în acestei întâlniri. În continuare o să vă invit la o apă, la o cafea, fără alcool astăzi, chiar dacă este ziua noastră, la discuții pe ateliere, să continuăm cu un pios omagiu adus familiei Ghica. Putem aprinde și o lumânare, putem depune coroane de flori. Și vă invit în jur de ora 12 să vizităm școala Ion Ghica, școală care s-a născut sau a renăscut din propria cenușă, dar o școală care se află pe temeliile unui așezământ construit de Ion Ghica în 1905. Este un alt motiv de apreciere la adresa familiei Ghica, care a subvenționat, a donat teren, a asigurat cheltuielile de întreținere o perioadă de timp la școala Ghirgani. Și așa cum o să vedeți, arhitectul a avut inspirația să păstreze corpul de școală în poziție sau cu aspectul original. Vă mulțumesc tare mult și vă invit la următoarele activități. Doamne ajută!